târziat. Știu, da, ce să fac. În 10 secunde intrăm în direct. Hai să-i dăm gata. Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am găsit la TVM. Televiziune pe bune. Noi suntem Fabian Gabatos și Andrei Esca, gazdele dumneavoastră din această seară. Alături de noi veți trăi scene de necrezut, clipe de neuitat, momente unice, incendiare, tensionate sau pline de umor. Doar aici, la TVM. Desigur, televiziunea noastră este una tânără și are nevoie de noi vedete care să se afirme pe micile ecrane din casele dumneavoastră. Am adunat tineri ambițioși, dornici de celebritate, și i-am adus în atmosfera televiziunii pentru a vedea cum se descurcă fiecare dintre ei în acest domeniu incitant. Nu schimbați canalul! În continuare veți face cunoștință cu grila noastră de programe care nu vă va lăsa să vă dezlipiți de ecran nici măcar o secundă. Rămâneți cu noi! Urmează emisiunea Sunt Boboc, scoate-mă de aici! Să facem cunoștință. Eu sunt capitanul Șchiopu. Am o riglă de un metru și o să vă cam pic pe toți. La locul ăsta îi zice teoretic, din cauza teoriilor pe care o să le auziți. N-aveți idee ce vă așteaptă. Prima voastră prezență! Brânzan! Prezent! Mai tare am auzit că când te vedem la bal. Balint! Prezent! Nume de rugbyist îmi place, ești aprig. Popescu! Prezent! A, ce nume deosebit ai tu! Trifan! Prezent! Băiat rău, mai eu. Willecan! Prezent! Ce aprigă e fata asta? Pascu! Prezent! Înfiorătorule, nu mă lua așa tare! Burcin! Prezent! Voi sunteți frați? Nu, să trăiți. Corect. Roșulescu! Prezent! Tenismenul, să vedem ce stânga ai. Șauranu! Prezent! Aha. Corespunzător. Huidu! Prezent! Băiatul mami, beton. Cicio! Prezent! Numele corespunzător cu statura. Galius! Prezent! Ce mi-a adus bun din Amsterdam? Nimic, să trăiți! Crețule, tot să ai viață grea cu mine. Berchi! Prezent! Urlă mai tare, cântăcioso! Prezent, să trăiți! Așa. Benzel! Prezent! Mișto lanțul, dă-l jos. Bâtcă! Prezent! Ești 9C. 9C, încet vorbești! Rațiu! Prezent! Pas în față! Ai un tricou foarte corespunzător, tinere. De unde l-ai? De la... Și de băieți n-aveau? Nu, să trăiți. Corect. Covaci! Prezent! Și Cocai, unde e? Nu știu, să trăiți! Nu te-ai prins? Nu, să trăiți! Perfect! Bălan! Prezent! Oh, alles gute! Zum Geburtstag! Nentudom, să trăiți! Corect! Deci ăștia sunt bobocii? Vă așteaptă cei mai negri ani din viața voastră! Dar până atunci, vă las cu colega mea. Spuneți salut, Andreea! Come on!
ajuns unde trebuie. Mai bobocilor, o să fiți supuși la o serie de probe. Vom vedea cine rezistă și cine pleacă acasă. Adică, mă rog, nu pleacă acasă, merge la ore. Imaginați-vă să aveți un test la cea mai crâncenă oră din orar. E bine, singura voastră scăpare este acolo. Acolo este cafeaua. Iar singurul mod de a ajunge acolo e în mersul piticului. Jos! Înainte! Chiul! Bac, bac, bac! Bac, 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 bac. Ziua la școală tocmai s-a terminat. Nu există un mod mai bun de a sărbători asta decât cu un pet pe brădet. Este un singur mod să ajungeți la el. Pasul strângarului. Bineînțeles. Am înțeles că ți-a avut tema de astăzi. Dar o verificăm mai târziu. Revenim la teorema de astăzi, o teorema unui băiat din Grecia. Dacă șir este șacalaca și ce este chichicea, atunci rezultă că ce plus ce egal. Știe cineva? Nu știu, să știți voi. Șacalaca chi chi cea. Cea. Trebuie să știe toată lumea foarte bine. Pentru că vă va folosi în toți cei patru, dacă nu mai mulți ani de liceu. Și acum că cred că a înțeles toată lumea, cine vrea să iasă la tablă? Sunt boboc, scoate-mă de aici. De luni până vineri, între orele 8 și 14. Bilet de voie! Nici o persoană nu are voie să iese afară fără bilet de voie. Avertisment. Următorul program vă poate afecta emoțional. Nu este recomandat bobocilor cu inima frântă. Programul conține scene de violență fizică, psihică sau de limbaj, minime ca durată. Astăzi, la Bobocii din Umbră, Cezara Popescu, o elevă premiantă încă din grupa mare la grădiniță, trăiește o adevărată dramă. Singura ei salvare este domnul Ernest și echipa Bobocii din Umbră. Ah!
Bine v-am găsit la Boboci din Umbră. Eu sunt gazda dumneavoastră, domnul Ernest, iar în acest episod, Cezara, o elevă eminentă, îl suspectează pe iubitul său, derbedeu Răzvan, că o înșeală. Haideți să o cunoaștem pe Cezara. Cezara, spune-ne ce ai găsit. Domnul Ernest, cum să vă spun, domnul Ernest, Răzvan e problema. Cred că ai pe altcineva. Păi, de ce? Păi, cum să vă spun, domnul Ernest, nu mi-au mai cerut tema de duminica trecută. De aici ne ocupăm noi. Ești în clas. Vin și vorbești cu mine, mai întâi. Ești în clas. Vezi că am aflat ceva despre tine. Ești în clas. Așa faci? Cu proasta aia? Ești, bă, în clas. Ce facem, domnul Ernest? Putem intra, dar ține cont că probabil nu vei putea îndura ce vei vedea. Va realiza Răzvan cât de mult o doare pe Cezara? Va realiza Mădălina cât de mult o va durea maxilarul? Oare va realiza cineva cât de mult îl doare pe Răzvan în cot? Cine cu cine? Care pe care? Aflați la Bobocii din Umbră, numai la TVM. Noi la TVM promovăm tinerele valori locale care chiar merită să fie descoperite de către publicul larg. Tu te bă acasă! Da! Hai, bă, du-te de aici! Da! Da! Alexandru, un elev conștiincios. Bună ziua, domnule Alexandru! Soluția, mă rog! Da, soluția este Dobrița. Ne pare rău, soluția este domnișoara Dobrița. Dar, felicitări! Ați câștigat media 4 la geografie!
Postul de televiziune TVME a fost amendat de către Consiliul Național al Audiovizualului cu suma de 47.000 de lei pentru apariția numelor de cadre didactice în timpul emisiei. Boboaca Andra Brânzan a fost concediată pentru folosirea limbajului licențios. Dar nu-i corect! Că a spus Digi Live-a! Bine v-am găsit la o nouă ediție din Miss Bobocu de la țară. Finala mult așteptată a sosit. Să aflăm cine sunt cei mai mari țărani, în afară de colegul meu. N-o taci, amumă, du-te bate scoasa. Să le urăm bun venit finaliștilor noștri. Huidu și Adelina. Servus, bade. Și Bălan și Giulia. N-o sărună. Sărună, sărună. Și acum... Să trecem la treabă. Yay! Hai să te vedem, picea. Opa. Ce ești tu, mă? Bărbat sau muiere? Îți arăt eu, mă, cum se face. Așa cal că-ți bați nevasta la umbră. Da, bravo, mă, fetiță. Mersi, baie. Și acum, ca o burtica plină, tai. Dar nu pot, Maria, nu poți să fac așa ceva. Maria! Atunci... Bălan, tu! Măi, Bălan, tu ești un adevărat boboc de la țară. Ai tăiat găina ca nimeni altul. Da, bineînțeles. Bine! Yeah! No, te-am rezolvat, găinușo. Bine ați venit la Boboci la Cuțite, cea mai urmărită emisiune de gătit pe trei continente. În această seară, confruntarea finală între Sundal și Casiana. Întrerupem acest program pentru un anunț de maximă importanță. Te vei întreba cum ai putut să gătești până acum fără acest ingredient exotic. Bogdan, spune-ne despre ce e vorba. Este vorba de noua și revoluționara sare, adusă tocmai din Arabia Saudită. Sarea va face din orice preparat banal o delicatesă. Sarea.
Ce porcărie asta? Îmi pare rău, șef. Îmi place textura, ai făcut o combinație extrem de bună între aceste arome. Aș mai fi adăugat un pic de cimbru, dar pot să spun felicitări. Ai făcut o treabă foarte bună. Mulțumesc, șef. Sunt onorată că vă place. Juriul nostru a deliberat și s-a ajuns la o decizie. Unicul câștigător al emisiunii Boboci la cuțite este... Casiana! Felicitări! Mulțumesc! Bravo! Mulțumim că ați fost și în această seară alături de noi la Boboci la cuțite. Urmează cea mai stylish și mai fashionistă emisiune a acestei epoci. Doamnelor și domnilor, rămâneți la Boboaco ai stil, numai la TVME. Teodora, ai legătura. Mulțumesc pentru legătura, Andrei. Bună seara, doamnelor și domnilor, suntem la Boboaco ai stil. Suntem într-un moment culminant al competiției noastre, deoarece mai sunt doar 15 concurente. Oare cum se vor descurca fetele noastre? Haideți să aflăm! Dar mai întâi, haideți să cunoaștem membrii jurului nostru. Raluca Adriana, Gabo Murdean, Lupi Albu și de asemenea Vladi Ciobanu. Mă voi răzbuna pe soțul meu mergând la un local select din Paris împreună cu un alt bărbat. Interesant. Să vedem ce părere au jurații. Te invit în fața lor. Mulțumesc, Teodora. Draga mea, nu știu cum ai putea să faci gelos pe cineva în strânțele astea. Parcă ești fugită de acasă. Dragă Iazmin, ce ai făcut tu aici este o combinație foarte nefericită. Aceste piese băbistice, deloc stylish, îmi pare rău. N-aș merge așa îmbrăcat nici până în Cimpa, dar până în Paris. Și să mai fac și pe cineva gelos. Mă, nu știu de voi, mie îmi place. Ești frumoasă, ai atitudine, ai sclipici, îți înșeli soțul, mie îmi place.
Eu cred că Iasmina vrea să iasă din competiție și nu știe cum să ne schimbe. Iasmina, ce părere ai? Ce pot să spun, Teodora? Am încercat, dar jurații știu mai bine. Asta este. Jurații, vă rog calificativele. Cred că este de la sine înțeles. Astăzi, Iasmina, nu este. Crocodilă, haf! Iasmina, dragă, astăzi nu ai stil. Mie mi-a plăcut. Altădată mai mulți clipici, mai mult auriu. Boboaco, ai stil. Mi-ai auzit, Iasmina, mai multe inspirații data viitoare. Te invit la locul tău. Să continuăm cu o concurentă în plină ascensiune care i-a uimit pe jurați. Florena, te invit la defilare. You wanna know my name, to go and tell us up. You wanna know my gang, Suicide Squad. Pistol on my waist, I might make a mistake. Dead shot, oh my God, am I crazy? Drugs every corner, this is Gotham City. Killer croc, came to kidnap you to... Florena, dar unde mergi îmbrăcată așa? Draga mea Teodora, în 2 minute mă voi urca în avionul meu personal și mă va duce la o întâlnire importantă de business. Tocmai în Stockholm, capitala Germaniei. Excelent! Să vedem ce părere au jurații. Te invit în fața lor, te rog. Mulțumesc, Teodora. Dați-mi voie! Dați-mi voie! Vreau să fiu prima! Și eu ultima. Deci, fetițo, nu știu cum ți-a dat prin cap să faci o asemenea combinație, dar m-ai năucit! Astăzi m-ai năucit! M-ai dat gata! Geografia e de 7, dar ținuta este de... Este de plus infinit! Într-adevăr, antiteza dintre pantofii tăi, această ținută fetițistică, nouăzecistă, și în același timp avantgardistă, ești super. Nu mai am cuvinte, m-ai lăsat fără cuvinte. Bravo! Așa se vine la un astfel de concurs. Felicitări! Topul este foarte bine asortat. Aș mai fi adăugat niște pene la coafura ta, dar per total este o ținută de nereproșat. Da. Mulțumesc, Raluca! Mulțumesc, Gabor! Mulțumesc, Lupi! Este timpul pentru calificative! Să le auzim! Ești visă! Regina regească! Florena, tot așa! Tot așa! Bravo, Boboaco, ai stil! Păpușă, mai darga! N-am nici să te proces, ține tot așa! Boboaco, ai stil! Ești superbă, dar nu uita de pene. Boboaco, ai stil. Florena, i-ai uimit din nou pe Raluca, pe Gabor, pe Lupi. Ești pe drumul cel bun. Felicitări. Te invit la locul tău, te rog. Mulțumesc, Teodora. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Vă invit să rămânem împreună să urmărim cine va fi regina stilului din România. Vă mulțumesc! Andrei, ai legătura înapoi! Mulțumesc pentru legătură, Teodora. I-ați cunoscut, i-ați văzut în cele mai diverse ipostaze, dar care dintre bobocii noștri merită cu adevărat să rămână pe sticlă? Oare cine va face față probelor grele ce îi așteaptă? Cine va ceda în fața presiunii vieții de vedetă? Vom afla în continuare. Rămâneți cu noi. I'm spart.